Salut, oameni buni, și bine ați revenit la Cariera cu QPR. Microfonul meu astăzi stă într-o poziție mai nefirească, pentru că așa vrea el. Și gândește singur. Iar eu vă spun bine ați revenit. Pentru că la Teo Enterprises avem sentient microphones. Da, la corporație aici lucrurile au mers mai agitat, dar voi credeți că înainte. Este doar un jucător de FIFA normal? De ce l-atingi? De ce l-atingi? O să cadă, gen, și tu o să te plângi. Așa, bun. Bun. Dacă vrei să cumperi coins pentru FIFA 23, intră pe fifacoin.com și folosește codul Teo pentru 5% reducere. Linkul este în descriere. Iată-ne aici pe locul nou în campionat la un punct totuși de Manchester United, echipă de tradiție mare de tot Premier League. Chelsea. E la doar 2 puncte distanță. Da. Suntem aproape de top 6-le pe care îl țin timp. Da, da, obiectivul echipei. Nu, obiectivul echipei este să nu retrogradăm. Obiectivul echipei este, cum s-ar spune, play-off-ul la noi în campionat. Iar acum avem un meci foarte important. Vin două meciuri tari cu Spurs și City. Două zile de pauză. Vor fi morți cu zile. Mamă. Și întâi e derbiul contra echipei pe care vrei să o batem cel mai tare, cel mai probabil. Da. Tottenham Hotspur. Spurs cu 5 fundași, cum ne-a obișnuit. Cobel, Perisic, Matip, Martinez, Tanganga, Doherty, Bentancur, Pereira, și Son, Kane, Buriju. Dar l-a luat pe... A zis Conte, ce a zis? Matip, bun fundaș. Ăsta, asta îmi ține mie. Mai ce... ales după performanța din Champions League de acum câteva zile, nu? Da, minunat, a jucat Liverpool. Acum nu va mai fi la fel fără Joel Matip. Of. Da, hei, am început bine. Da, a fost experiență, cred că, pentru oameni care... Au ieșit când mă bucuram la 2-0 și au reintrat când Realul conducea cu 5-2. Spunea, da. Ce mai zici acum? Ai văzut? Știai că Realul revine? Remontada. Hai să vedem ce ne iese nouă cu Tottenham. Cu Sit, eu sunt cu roșu. Eu sunt cu albastru. Roșu, albastru, hei, ale, ale. Forța Steaua, Steaua sau Dinamo? Vedeți în comentarii, am scăpat-o, dar sunt și accidentat astăzi. E accidentat astăzi. Astăzi nu ți-i Mateo pentru că este accidentat. M-am accidentat înainte de... episod, dovadă că ce face mai ce periculos și merită un like, mă. Like dacă v-a speriat de accidentalul Teo, că poate moare. Nu o să moare. Sperăm. Like dacă sperați să nu moare Teo. Like dacă aveți încredere în mine. Doamne ajută. Like dacă v-ați dori să nu moare Teo. Muiaid. Muiaid, bravo, like dacă tată, vă speriați de Muiaid. Like dacă v-a plăcut asta. Jordan Teze. Mingea e la noi. Von. Von, Von. Fugi, Von, tată. Bravo, Vonule. Fugi, mă, tată, Von, mă. Von în centru. Olaru. Vega. Bine. Von sus, Von sus. Von sus. Vega a vrut să dau, dar nu mi-a luat comand. Nu mi-a luat comand. Nu mă supăr pe tine. Okay, nu mi-a luat comand. Dar de ce ai făcut acolo acea... Nu știu ce s-a întâmplat la crocheta, dar n-am vrut să fac asta, am vrut să fac altceva. Dovadă că mergeam mai bine, dar avem pe Jean. Jean e tot acolo, Jean comentează la adresa colegilor, la 19 ani, pare că știe mai multe decât ar ști alții. Da, dar nu. Și vremuri frumoase și pentru cei care au acum 19 ani și ne urmăresc, care ar trebui să lase un like. Știu că aveți like dacă aveți 19 ani. Știu că aveți 19 ani, așa că like acolo dacă ai 19 ani și te uiți la acest video. Conte. Tonio Conte? Tonio Conte, care în realitate este în concediu. Nu știu ce să mai zică. E în concediu, Tonio Conte. În concediu la fotbal, core în apără. Nu, chiar e în concediu medical, că s-a... S-a operat. Tonio Conte, îți urăm refacere. Nu înseamnă tășire grabnică, chiar dacă antrenezi această mizerie de echipă, nu înseamnă că vrem să ți se întâmple ceva rău. Să uităm, antrena și alte echipe. La fel de mizerabile. Perisic. Olivan Perisic. Ne pare rău. Ne pare rău, sunt prea bun ce da Spurs. L-am văzut pe Kakace. Kakace e Von, te așteaptă. Bun. Keita. Keita, trage Keita, ce pasă a dat de fapt, a fost o pasă șutată cu, cu perețelul, da, cu perete care a reprezentat jucătorul advers. Hai să batem și noi desculții ăștia. Așa. Hai pe ei, Maurice Nelson, mă, că știe și că cine e, te ajută? E adversar, Jordan. Adversarul lor din totdeauna. Jordan! Bun, nu știu unde se duce, este Alexitos Vega! Asta zic, Jordan Mexic. Teze, asist! Mexic! Mexicanul minune, al mexicanos. Dar Jordan Teze de ce tarat, tarat. De copilul. Unde-i sombrerul lui? Dar de copilul minune, Jordan Teze de ce minune? Da. Totuși, ce crezi că mănâncă Vega înainte de un meci? Burrito? Nachos? Nachos. Enchiladas. Enchiladas. Cu guacamole. 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 Bun, hai să continuăm. Să vedem dacă putem totuși să luăm cele 3 puncte cu discuții ăștia la noi acasă. Bine, nu sunt desculți, sunt peste noi în clasament, dar, na, știi ce zic, Tottenham, poți.
Oh, wow, burijo! Ce-ai făcut gaură acolo? Lebit? Lebit? Da, da, gaură. Oare să țin cu Tottenham de fapt? Cred și da, să aflați acum agentul secret al lui Antonio Conte. Omul care duce departe, mamă, Naby Keita, din nou splendoarea Naby Keita. Muyaid! Bravo, wow! Muyaid! Dumnezeule, Muyaid! We luck, nu bă, se sunt poate! Dopați. Cât de puternici sunt ăștia, mă! Bă, dar n-avem ce să ne facem, n-avem să trecem de aici. Tottenham mereu a fost așa în FIFA, știi? Eu cred că gen ăștia care țin cu... care fac FIFA țin cu Tottenham toți. Și wow. Arsenal de asta își bat joc de Arsenal. Sunt toți fanii Spurs sau Manchester United, te gândi la asta? Da, da, ne-am observat că Manchester United mereu devine echipă glorioasă, cumpără jumătate de Real Madrid și din Alexitos! Jos, jos, jos! Mamă, Cacace! Vega. Cacace! Pune-o pe ca... Hai cu capul, Cacace, n-avem nici atât. Activat? Ba, da, în mod normal. Și drept e că sunt foarte buni din toate punctele de vedere pe plan defensiv. O deplasare, nu stai că jucăm acasă. Un meci acasă, foarte greu, că nu contează unde joci în Premier League, jucătorii au un nivel înalt. Eu ca fel de bine și acasă și deplasare. Muyaid e peste tot, Doamne, cum e. Bravo. De ce atât de bun? Nu-l înțeleg cât de bun e. Willa cu Vegalitos! Dupla Vega! Da, mă! Minunea! Omul care nu-și găsea echipă, era un proscris. Da. Și iată-l, iată-l acum în Premier League făcând furori. Bătând de unul singur Spursul, așa va fi. În primul rând tocmai am egalat. În al doilea rând, hai să vedem dacă batem sau ne luăm bătaie sau rămâne așa, nu știu. Batem sigur. Oh, ce călcâi din ăla, l-a pus perfect acolo. Oh, la rulare! Mamă, ce fotbal! Super Darius! Super Darius! Ai văzut fotbal, pase, 850 de pase au fost înainte. Fă mă, Siun, bă, Bolaru. Like dacă ți-a plăcut tiki-tac. Ai văzut că Vona a dat... Uite tiki-taka, tiki-taka, mamă, tiki-taka, tiki-taka. Vona a dat un călcâi semi-plăcintă ca să se ducă mai încet, ca să o prindă mai bine. Ca să nu distrugă faza, da, exact. Că dacă o dea tare, poate nu o prelua bine da, cu echipierul. Poate că gen, el știa exact cum să gestioneze faza din punct de vedere timp. Tot e calculat la grade aici, e ca la arhitectură, e un arhitect, de fapt, Isaac Von. Incredibil. 3-2, toarce, doamne. Ce bun ar fi victoria asta. Nu Kane. Harry Kane. Da, avem portar. Fac, uite așa. Mâna salvatoare a lui Jean. Avem portar. Bravo, Jeane, bravo, tată. Jean de la Craiova. Da, nu e de la Craiova, dar ar vrea să fie. Isaac Von. Jordan Teze. Bun. Că e Von. Nu, prins acolo. Kane, normal. Doamne, doamne, bă, ce gol. Ce ia mingea, Kane. Vrea mai multe. De ce m-a pus pe mine să-l controlez pe Von dacă eu am dat pas? Îl băgăm pe Șeșco. Șeșco și Cordea. Cordea crescut mult. Da, da. Păi e bun Cordea. Keita e obosit, intră Mertens. Jucăm ofensiv. Totul pentru 4-3. Dries Mertens, playmaker. Cu experiența sa, cu calmul de care dă dovadă la vârsta lui. Vega. A trecut Vega. A trecut Vega. A trecut Vega. Bravo, bă. Fa, Inigo Martinez, de unde a venit și ăsta, mă? Wow. Teze, Doamne. Ce ești cu Hens? Hens, Hens, Hens. Da, e bineînțeles. Ui, Alexis Vega. În fața hat-trick-ului. Sau Mertens are mai mult curve. Dries Mertens a intrat și odihnit. Merită el să bat. De-aia l-am adus pe acest belgian. Pentru acest moment unic. În care trebuie să dea gol. De la 26 de metri. Dries Mertens, un executant bun. Bate Mertens! Oh. Liga întâi. Liga întâi, Mertens. Dries Mertens. Oh, nu, ce am făcut? Am dat pe lângă. Știa că va face asta. S-au jucat frumos, dar avem mai mult. Nu, să nu ne bat. Atâta zic. Ai gură de aur uneori, taci din gură. Bravo, Cacace! Cacace! Da, mă! Șesco, 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 ești atacat, Șesco, mă! Penny! Da, mă, da, da, mă, da, omul a dus de Călin la această echipă în ultima zi, ultima sută. Tata trecut a venit Șeșcu, nici nu știam de el, nu știam nimic de el, nu auzisem de niciodată. Călin însă știa exact ce avem nevoie, știa de ce îl împrumutăm pe acest super fotbalist. Sigur vor fi fericiți de la Chelsea, pentru că doar ce a bătut altă echipă de Londra, Tottenham. Ce bravo, scuola. Călin, bravo. Mamă, uite, un episod cumva inedit, eu nu-l înjur pe Teo, Teo îmi dă credit. Ce s-a întâmplat? Este mai bune astăzi decât am fost ieri. Victorie, 3 puncte, campioni, campioni. Nu știa nimic, dar nu. Campioni, ole, 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 cu Conte.
Bravo, Simo. A fost bătaia antrenorilor defensivi care au dat 7 goluri într-un meci. A fost defensiv pe vremuri, numai Atletico Madrid-Inter. E QPR Tottenham. Da. Arată Simeone că putea să joace mai ofensiv, dar șefii clubului îl obligau la fotbal defensiv și a acceptat asta ani la rândul, nespunând nimic, pentru că își pierdea postul. Și uite-ne acum la egalitate cu Chelsea. Uite câte goluri am dat. 25, mai multe ca Chelsea. Mm-hmm. Și aproape cât a dat și Arsenal. Mm. Mergi cu City, ești pregătit de duelul titanilor, momentul mare. Pep Guardiola, Diego Simeone. Mi-e frică. Mereu ne bate City rău. Oh, Doamne. Măcar avem jucătorii destul de odihniți. Culmea, în două zile s-au recuperat. Păi a băgat la saună. Ederson în poartă. Cancelo, Doyle, Relvas, Walker, Philips, Perone. Uh-huh. Si, Perone, pizza, Perone. Una pizza. Perone. Rodri. Deci Philips, Perone și Rodri, trei mijlocași defensiv. Uh-huh. Pep, ce-ai devenit? Foden, Haaland, Alvarez. Erling Haaland, o bestie. Trei goluri în trei meciuri. Ne batem cu un atacant mare. Da. Pare reușește, Muiait, să-l ținești pe ăsta. Ar fi mare. Muiait, dacă faci asta... Ar merita să strige păi, toți în cor. Să țină 1000 de oameni care vor să intre în club la boa. Da. Nu cred că are problemă cu un singur om care vrea să intre în club. Care eu? Muiait, dacă ai nevoie de 3 bodyguards la club, Muiait face jobul singur, exact. Dar îi dai și bani mai mulți. Normal, păi merită, nu? E parcă făcut pentru șefii de stat. Exact. Dacă Becali de pe vremuri l-ar fi văzut pe Muiait, crezi că era bodyguardului și se lăsa de fotbal? Îi dădea milionul pe an? Da. L-a ținut Muiait! L-a ținut Muiait! Din nimicul ăsta. Puu, băgameș! Nu știe Phil Foden, nu știe Erling Haaland. Nu știe, dacă nu știe, vă spun eu, vă promit eu că nu știe. Au început ei tare, dar noi ne place să revenim noi, asta știm să facem. Și dacă ne-l dă pe al doilea, nu-i nicio problemă. Phil Foden. Nu-i nicio problemă. Nu-i nicio problemă. Ca de obicei, măcelăriți de menție. Încă nu suntem măcelăriți. Dacă dăm un gol, s-a rezolvat partida. Cum se apără cu cei 7 jucători defensivi? Cum să te apăr la Von, cum să te apăr la Von și la Willock, Willock și Von. Ținut-o, știe fotbal băiatul ăsta. Oh, Doamne. Julian Alvarez. Ei bine, Aguero face fază defensivă la acest City. Pep s-a gândit că de fapt asta e rețeta succesului. Să se apere cu atacanții. Cu toți, mai puțin cu Haaland. Singurul om care are dezlegare. Perone. Perone, si. Grazie, Perone. Cel mai mare italian al timpurilor noastre. Perone. Cine știe? Perone, noastră azură. Da, oh, Doamne. Mamă, ce fac ăștia, mă, și te joc altceva. Ce a fost cu totul și cu totul altceva, nu joacă fotbal. Mă, asta nu e fotbal, e teleghidare. Badminton, la Ird, la Teze, la Keita, nu e offside acolo. Limita offside-ului. Nu e offside, Reece Nelson, o întoarce la Keita o întoarce frumos. Keita, bravo, golarul din prima, frumos la Alexis Vega. Cu Von e totuși cu șutul, încă pe poartă, pe portar. Învață, o să înveți. Dă-le bă într-un colț. O să înveți. Haide, unul aici, capul lui Von! Oh! Gol, mă! Dă cu capul! N-a dat nici cu cap. Perone ăsta, Doamne, de unde l-a scos? Cu Peronel pe partea stângă, nu? E Keita... Nelson. La Vega! Brazilianul lui Nelson! Nelson continuă! Nelson! De ce nu dai? A fost solo, a fost un moment solo, Reece Nelson! Au 2-0! Nimic! Putea da gol și era erou, dar n-a fost, nu-i nimic, Muiait de aici, e cu noi. Fiți pregătiți pentru egalare. Ne ducem. Offside acid la Olaru. A fost... Bă, deci, chiar nu vreau să zic nimic de tine de rău pe episodul ăsta, dar chiar ai, știi că ai greșit. Măcar recunoști. Da, acolo m-am cam înfierbântat. Olaru, uite-l. Ah, de ce? Von, de ce nu dai fuge jos la Vega? Vega e senzație. Vega, Von. Von, mă! Da, mă, pe da. Jos, mă, ia mingea, nu te bucurează. Și o ia, cum știe el, Star Wars. Da. Vum. Și ala mingea cu magneții din mâini, pentru că e robot. Da, iată, totuși că e un QPR solid. Te așteptai QPR-ul să fie chiar așa? Uite cât de sus suntem, uite cum ne batem cot la cot cu Man City. Păi, despre asta e vorba cu City când joci, trebuie să nu-ți fie frică de ei. De ce nu putem să le luăm mingea? Bă, vrem și noi egalul la ei pe Tarlac, ar fi mare. Le pasează Iurea, no! Karen, mă! Hai, băieți! Uite aici, rezistă Von, a prins forță, face sală. Oh, fugi! Fugi, Nelson! Fugi, Nelson! Fii de viteză, Nelson! Dă-i, Nelson! Nu! De ce l-ai șutat? Aolo! Păi de ce l-ai șutat? Trebuia să trag la poartă. Păi ce ai? Mi-a fost frică. De ce? Am zis că dau
cu finez pe stângul. Nu! 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 Au bătut. City își arată valoarea. Poate dacă egalam la 2. Dar de data asta poate dacă nu n-am avut inspirație. Nici deloc. Bun. 3-1. E gata pentru City de data asta. 3 puncte. Noi plecăm acasă în empty-handed. În mâna goală. În frânți. Mâna goală care nu spune o poveste, nu primește puncte. Deloc. Deloc. Niciun punct. Nu am spus o poveste, dar n-am primit punct. Da, n-am spus o poveste destul de convingătoare. Acolo Nelson a ratat. Dar totuși, suntem sus în clasament. Wolverhampton și avem steluță. Steluța, le place. Păi da, când ești pe 8, da, ai steluță. Wolves e tot acolo. Paolo, ce de meciuri. Oh, Liverpool. Mamă, ce zici să facem cu Wolverhampton? Meci acasă. Highlights. Sunt stric Corbeanu. E noua legendă de Premier League. Românul. Eu zic să jucăm highlights. Minune. Hai să jucăm highlights. Hai să jucăm highlights. Vedem, știu că stricate, dar full highlights, nu doar atac. Full highlights. Hai să vedem. Ne apărăm, măcar ne apărăm. Bine, hai dă-i. Dă-i la play highlights. Și să sperăm că nu e penalti. N-o să dea penalti în 10-10 minute. Sau măcar să ne dea 9, nu? Da, nu, nu ne-ar da niciodată. Ninge! Ca în povești! Forța QPR. Lasă-ne, Wolves. Fred. L-a luat pe Fred și pe Pablo Sarabia la Wolverhampton. Apără, mă! Jeane, mă, dacă nu era Jean. Bă, tot noi când, ta, mă, tată, mă, nu mai... O să trecăm și noi, bă, unul, dar bun. Oh! Tu bați. Doamne, primul penalti pe care vă la highlights. Willock. Nu, avem mai buni, avem mai buni. Avem mai buni. Olaru, Olaru sau Vega? Vega e dreptaci. Vega! Vai, mă! Vega, mă! Vega e dreptaci, tu știai? Da. Nu l-a dat pe toate cu dreptul? Ba, da. Era blestemul piciorului de bază. Ole! Morișca! Ole! Ei, ei, ei! Este puțin entuziasmat pentru că e Marele Alba. Chiupiar atac! Noi, 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 atenție! De la zăpadă! Tu ești, tu ești, tu ești, atenție! De la zăpadă. Sus, sus, sus la von, sus la von și îți dau la Cordea sus. Bun. Nu e Cordea. Cordea e sus. Oh, de ce Cordea sus? Că l-a schimbat ei. Wow! Când o să o dea, o să vedeți, o să iei Eurogol. 1-0, mă! Victorie, Ciolo! Cum îi place lui Ciolo? Din penalti 1-0. Da. Ce să faci, mă, Spania, numai aici a fost, la revedere. Așa, a jucat cu Lopetegui. Lopetegui, mare legendă, mare, mare om. 3 puncte cu Wolves. Doamne, ce bine. Vega a notat 9. Meciul fenomenal. Mare jucător avem. Bă, cum e Vega asta? Nu-l mai voia nimeni, deci nimeni nicăieri și e rău în Premier League. Are cotă 10 de milioane de euro. Doamne, ce aproape este Chelsea și Manchester United. Partidă cu Everton și după aia cu adevărat echipa acestui oraș, Liverpool. Everton 15 puncte. O mizerie de echipă. Să vedem. Bravo, Burkhardt. Burkhardt. Bravo, Burkhardt. Cumbula cu Mikolenko. Tocăm rău de tot. Știi cum îi batem? 2-2. Grei ăla, frate. 1088. Holland. Holland e balon. Holland. Dacă o să-l vedem și noi pe Isaac Von vreodată acolo. This week's top 11, ia să vedem. Alexis Vega cu PR și Jean Corre. A, ce mai am portare al campionatului. Da. Peste Alisson, Ederson, De Gea. Toți băieții, toți. Toți. Mergi cu Liverpool. Acasă. Mamă, pe Loftus Road. Prima clasată oare pool? Oricum pe acolo, ce face Klopp ăsta la această echipă? Mamă. Mamă, ce echipă. Wow, uite ce fundaș. Da. Este Alisson în poartă, Robertson, Arroyo și Nacho. Nacho l-a luat, da, pe Nacho, că da, i-a plăcut. Da, 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 da. I-a plăcut cum l-a ținut în buzunar pe Salah. Da, 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 da. Thiago Henderson, Musiala. A, așa și în realitate, vă rog eu frumos. Da, atât am Salah. Un Musiala la mișto. Mamă! Cody acolo! Powershot, ce? Doamne. A plecat Vega. A plecat. Aoleu, pasa aia, Nelsone. Dacă știi niște fotbal, Nelson. Bun. Hita. Trebuie să tragi cu, nu știu, mai încearcă poarta cu Von. Mă gândesc că Von încă n-are destul finishing totuși. Dar încearcă. Dacă e Matahale la așa. Da, ai văzut că cum le dă, gen. Da, care e stricat cumva cu mișcările lui. Ba, mă, ce înseamnă Lerd. Wow, ce se bate și Liverpool aici. Vai. Cât apasă. Olaru mai departe are toate variantele de pe lume. Ce dează. Hands. Dă, bă, hands. N-a fost? Mamă, frate. Ola, ce centrale bună. Cum ar fi fost un penalti? Eu l-am văzut penaltiul. Hai, mă. Da, mă. Portar tot timpul. Nu mai știu ce să mai zic. Dar portarul ăla cu mâna are voie? Da, eu zic că e hands.
Hands vizibil, hands cu mâna. Like dacă credeți că a pus mâna pe ea. A pus mâna, eu zic, am văzut-o. Opa! Vega! Bă, asta la von, venea pe șut. Bă, ce ai? Am crezut Dico dă Vega, Lito. Am încredere în Vega. În dreptul lui Vega. De dreptaci, n-ai văzut că a bătut penalti. A bătut penalti cu dreptul. Nu înțeleg cu ce a bătut penalti, eu zic doar cu... Bravo, Keita. Fugi, fugi cu ăsta de jos, fugi cu ăsta de jos. Oh, bine. Willock. Bine aici. Vine Nelson. Nelson! Da, mă, da! E gol! Liverpool încenuchiată la Londra. Mulțumim plecăciunea lui Nelson pentru fanii care l-au primit atât de bine, pentru cineva care a dat o șansă să fie titular. Nu mai e pe bancă, nu mai stă degeaba la Arsenal. Ce bucurie în sufletul său. Și totuși, tot în Londra joacă. Este un copil din Londra care joacă în Londra. Este echipa lui de suflet, e cel mai QPR-ez dintre toți. Jos, jos. Acasă, bă! Wow! O, Doamne! Dar ce facem? De ce ai făcut asta? De ce ai făcut asta? De ce ai fluieră? Făcut asta? Fluieră. Fluieră. De ce ai făcut asta? De ce ai făcut asta? Fluieră. Fluieră, mă. Bravo, mă! Gata, mă! Este gata! Batem Liverpool! Nimeni nu câștigă pe Loftus! Nimeni! Spurs, Liverpool, pierd aici! 7 QPR. Loc 7. 7. Mamă, Newcastle are 40 de puncte. 40. Doamne. Bă, ce se întâmplă? Newcastle e pe 3, la 3 puncte de City. Wow. Practic tot ce e aici în regulă e că Arsenal e foarte jos, că și-au dat jucătorii de bază. Da. Și Liverpool a crescut mult de când cu Musiala. Da. Pentru că au plecat Odegaard, Martinelli, Ben White, Gabriel Magalhaes. Da. Toți băieții ăștia. Și de asta uite-ne la 2 puncte de ei. Măcar că e Bucăitul Saka pe care poate îl descotorosi imediat. Dubravka, Teles, Consa, Lassel, Trippier, Willock, Guimaraes, Neuhaus, Anderson, Isak, Almiron. N-au băgat bani, bă, dar merge. Da. Nu știu cum merge echipa asta așa. Ca realitate. Bă, e senzațional. În FIFA n-ar trebui să meargă. Da, ce acolo. Știu. Adică chiar și Arsenalul ăsta care și-a pierdut în titulari, n-ar trebui să fie sub o echipă ca asta, dar Isak a dat 15 bucăți. Ah, ok. Și Alexandre Isak. Dacă dădea gol de acolo, credeam că s-a întâmplat ceva. Adică Golgetter, dar cam exagerat. Știi când am început noi să mergem bine? De când jucăm 4-3-3 ăsta. Parcă nu putem ieși din el. Von, arată-le ce înseamnă un atacant adevărat. Arătat-o. Scos Dubravka. Nu, Willock. Scoriță, Willock, Lerd. Își dea autogol. Este primul autogol. Uite că mă gândeam că cineva ne va forța până la urmă la așa ceva. E chiar Lerd care își dea autogol. Nu, a dat gol Anderson. Bă, măcar atât, să nu fie pe gândurile acelui copil. L-avem buzunar, l-avem buzunar, l-avem buzunar, l-avem buzunar, l-avem buzunar, l-avem nu buzunar. Trecem Almiron, mă, nu știu pe Almiron ăsta. Ăsta nu e jucător. Ăsta e jucător. Un fotbalist care nu prea știe cu mingea, nu? A scăpat de ea cum a putut, mai repede. Keita, numai exterioare, știe? A plecat gigantul! Ăsta are viteză, nu a uita! A plecat are viteză, gigantul! Dă-i gol, mă! De ce nu dai? Ce ai zis mie, ce ai părinte? Von, jos la Willock. Și-a preluat-o Von, e faultat Von. Nu se ia faultul ăsta, vine pasa, vine hands, știu. Hands, cu mâna! Hands cu mâna! Da, s-a văzut, ce-ai făcut, Trippier? Penalti, moment mare aici. Bate Olaru. Haide, Darius. Darius Olaru! Pe centrul porții, din păcate, a știut Dubravka, dubi-dubs. A știut să scoată pe aia. Ele e o recentrare. Frumos. Omul care a greșit. Lerd, mă, răscumpără, mă. Bravo, Lerd, bravo. Doamne, ce frumos. Cred că primul gol din gol. Senzațional, din recentrare. Cum am învățat? Noi trebuie să recentrăm. Da. Vine la pac cu pasă simplă. Spre omul din centru. Dar vezi că n-a fost ușor ce a făcut Lerd acolo. Clar, Lerd. Deci arată sus, valoarea de fotbalist. Da. Uita ce pasă dă și el. Von, vine aici, Von, Vega, nu e nevoie mă! De el! Mai dă și încă una, Von! Este 3-1! Avem 3-1! De ce nu se pune golul, hei, hoților! Ce-a făcut Vega, mă? Alexitos! Da, mă, bă, e un jucător! Uite cum a intrat frumos în aici! O să-l vinde moare! Bam, 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 mamă! Tentă ca Messi, direct! L-am văzut pe Messi, pac, pac!
S-a dus, bă. S-a dus. La revedere. Nimeni acolo. Trenul. Trenul! De ce? Bă, de ce așa de devreme, bă, Teo? Bă, ce ai? De ce nu mai știi să tragi? A dat foarte rău în nu, ea. Nu, ai tras tu prea devreme. Aveai tot timpul din lume să mai mergi. Nu-i nimic. Ne plac cornerele. Pe... cum, Teo? Lasă că-i batem, lasă că-i batem. Nu cred. Jordan! Credeam că e un nou gol Jordan Teze. Știți că le dă frumos. Știți că le dă ca nimeni altul. Uite efect. Vai, mamă, ce ghinion avem să nu intre asta. E offside, bară? Nu. Excelent! Vine și șotul! Doamne, Nabi, doamne, cât de aproape am fost. Ce frumos a jucat faza asta. Este și Joe Willock la Newcastle. Va intra un alt jucător. Cine intră? Oare cine e băiatul ăsta? Bowen, Jared Bowen. Ce caută Bowen la Newcastle? De ce? Fault! Nu cred. Ok, hai că e Laird acolo. Călcâiul lui Laird, jumbuș lucruri ca de obicei. Mamă, dar s-au retras bine. Grijă acolo că-s doi. Muiaid. Calm și încredere cu Muiaid. Nabi Keita e prea sus unde se duce. Bun. Spate la oră. Sau așa. Ah, Nabi, gata. E asist. E asist, sigur. Of, doamne, ce șut. Mai dat o pasă. De cu cap. Bravo, bă. Hai acum, hai acum. Trece oare, vine și bun. Oh, doamne! Ce frumos! Șutul pe lângă poarta. Au scăpat de o manita cei de la Newcastle. Să fie fericiți că au luat doar două. E asta zic. Da. Am fost mult peste ei. Bă, ce bine am jucat și vezi că e locul 3. Oare intrăm în Champions League? Da. Ar fi ceva să intrăm în Champions League. E bine, ținem 3 puncte și cu Newcastle. Data asta în deplasare, ceea ce e și mai valoros. Iar noi începem să mergem din ce în ce mai bine. Ceas. Da, wow, au bătut echipele favorite. Chelsea a făcut egal cu Leicester City. Deci se încurcă Chelsea și ne aflăm pe poziția 7 în clasament. În 19 etape. Uite aici, locul 3, 40, e Newcastle, 8 puncte acum. Uh-huh. Dar până la locul 4, 3 puncte. Incredibil. Suntem peste United, clar. Ia uite cine retrogradează. Echipe slabe, n-am nicio treabă, mamă. Liverpool cu City cap la cap. E bine, acesta a fost episodul. Data viitoare vom juca din nou cu Tottenham. Vrem cu Chelsea, vine luna ianuarie, poate facem o mutare, cine știe, mai schimbăm fața echipei, mai vindem ceva, vindem pe Vega, vindem alți jucători și facem o reconstrucție, mai poate vedem. Că da. Nu uitați, dragi, acolo, dacă v-a plăcut acest episod. Mersi, Călina, că ai fost aici. Cam atât. Pa, pa!